A fost ziua ușilor deschise la Moldața. Întreprinderea de stat responsabilă de dirijarea traficului aerian este în căutare de noi angajați. Oferta nu este deloc de neglijat, spun responsabilii de acolo, având în vedere că salariul unui începător pornește în medie de la 25.000 de lei. Totuși, pe lângă responsabilitatea, gerime și nervi de oțel în situații de risc, doritorii trebuie să posede la perfecție limba engleză. Vedeți, aici sunt, da, de ca vizibilitatea, nu lungul piste, cei ce se află pe aeroportul Chișinău. Nebulozitatea, temperatura plus 17, adică presiunea punctul de rol. Nu e clar dacă au înțeles ce le-a explicat ghidul, cert este că zeci de tineri au fost curioși să afle cu ce se mănâncă funcția de controlor de dirijare a traficului aerian. Mai ales că au avut posibilitatea unică să viziteze turnul de control al aeroportului internațional Chișinău. Aterizarea de tip tren emite avertizările pentru aeroportul Chișinău, totodată pentru aeroportul Mărculești se emit prognoze din 3 în 3 ore pentru o perioadă de 9 ore. Acum să ascult care este timpul actual pe aeroportul Chișinău pentru decidere aterizării sau să aterizeze pe alt aeroport. Doritorii au fost duși prin toate departamentele. Punctul de atracție a fost simulatorul 3D al controlului traficului aerian. Scopul e de ca să exersăm emergency situation care se întâmplă cu aeronavele, da? De exemplu, foc, fum la motor sau aterizare forțată sau ceva în genul ăsta, în trafic real noi nu putem să învățăm. Dar aici noi putem să simulăm zăpadă, ceață, vânt puternic și toate condițiile nefavorabile care sunt. Aici angajații lucrează în 3 ture, zi și noapte, pentru a nu permite niciun incident, astfel ca avioanele să decoleze și să aterizeze în maximă siguranță. Marinela are o experiență de 6 ani în calitate de însoțitoare de bord, iar acum spune că ar dori să facă o schimbare în carieră. Acum mă aflu într-un concediu, da, de îngrijire a copilului și am zis că vreau să vin măcar să văd ce reprezintă, unde aș putea eu să-mi deschid noi abilități, da, în acest domeniu, pentru că dacă mă gândeam ce să fac altceva în afară de asta, e greu să răspund la întrebare. Înțeleg că am o parte comună cu ei și e destul de curios pentru mine să încerc ce abilități am eu chiar și să conduc cu un avion. Iar Sergio are 25 de ani și este licențiat în turism. Tânărul spune că a fost atras de meserie de controlor de trafic aerian după ce acum câteva săptămâni a aflat mai multe despre ea la târgul de cariere. Ucișa de aici, cum понял, порядка 5-6 luni și уже работаешь. E foarte responsabil, dar foarte interesant în același timp. Pe viitor o să vedem. Da, vă atrag așa, nu știu, pe mine, ca cu oameni, chestii, este legat. Da, eu am fost mereu pasionat de aeronautică. Întreprinderea de stat Moldața are în prezent 4 funcții vacante de controlor de dirijare a traficului aerian. Profesia nu se învață la universitate, astfel instituția asigură pregătirea viitorilor profesioniști și este singura instituție care poate elibera astfel de licențe. Cursurile durează în medie 6 luni. Totuși, nu oricare poate munci aici, ne spune șeful de direcție Management Trafic Aerian. Și, da, la condiții de stres, să aibă posibilitatea de a efectua mai multe sarcini concomitent, să ia decizii corecte într-un timp scurt, să aibă sănătatea, că și sănătatea se cere aici. Moldața are în prezent 57 de controlori de dirijare a traficului aerian. Cei care vor să devină specialiști în domeniu trebuie să aibă peste 18 ani și obligatoriu examenul de bacalaureat. Salariul mediu pentru un controlor de dirijare a traficului aerian începător începe de la 25.000 de lei.